Este pe placul noului antrenor Augusto Inacio, însă cei din conducerea administrativă a clubului nu-l mai vor la vas lui. Asta este impresia pe care au lăsat-o oficialii grupării moldave. Nu i-au propus prelungirea contractului până în prezent, deși a intrat în ultimele 6 luni de contract, motiv pentru care agentul jucătorului a început să demareze discuții de principiu cu alte formații. Cei mai interesați de serviciile jucătorului sunt ucrainienii de la Carpatii Liveov, care par dispuși să ofere în schimbul slovacului 100.000 de euro plus 15% dintr-un eventual transfer al acestuia la alt club. În această iarnă, Farkas, alături de Milanov și Milisavljević, au creat o întreagă isterie mediatică, asta din cauza situației lor contractuale. Toți trei se află în ultimele 6 luni de contract, iar până în prezent cei din conducere nu le-au propus nimic. Mai mult, sârbul Nemanja Milisavljević a fost anunțat că este liber să-și caute echipă, asta după ce pe postul de fundaș stânga a fost adus mozambicanul Paito.